Bună ziua, eu sunt Camelia. Oi, cozonac cu nucă fără frământare. Pentru acest cozonac vom avea nevoie de următoarele ingrediente. 500 de grame de făină, 250 de grame de chefir, 3 gălbenușuri, 120 de grame de zahăr, 4 grame de sare, 100 de grame de unt, 7 grame de drojdie uscată, coaja de la o lămâie și esență de rom. Într-un bol punem chefirul, 3 gălbenușuri, untul topit, coaja de la o lămâie, drojdia uscată, amestecăm, esența de rom, amestecăm bine toate ingredientele. Adăugăm toată făina, zahărul și sare. Amestecăm. Nu frământăm, doar amestecăm. Aluatul este gata. Acoperim bolul cu folie alimentară și lăsăm la dospit până își dublează volumul. După ce și-a dublat volumul, punem aluatul în frigider pentru toată noaptea sau pentru 10-12 ore. După 10-12 ore, scoatem aluatul din frigider și îl lăsăm la temperatura camerei. Pentru umplutură avem nevoie de 100 de ml de lapte, 70 de grame de zahăr, 150 de grame de nuci, 20 de grame de cacao și esență de rom. Într-un bol punem laptele, adăugăm zahărul, amestecăm să se topească. Adăugăm nuca măcinată, cacao și esență de rom. Amestecăm bine toate ingredientele. Punem toată compoziția într-o crăticioară pe foc și lăsăm să se îngroașe. Crema este gata. O punem într-un bol la răcit. Presărăm puțină făină pe masă, răsturnăm aluatul, presărăm încă puțină făină, facem câteva plieri,
și aluatul este gata. Împărțim aluatul în două. Întindem prima parte cu un sucitor. Dacă mai este nevoie de puțină făină, adăugăm să nu se lipească. Punem jumătate din umplutură. Întindem bine umplutura. Rulăm. Întindem și cea de-a doua parte de aluat. Punem restul de umplutură. Rulăm. Le împletim. Punem cozonacul într-o formă unsă cu unt și tapetată cu făină. Lăsăm cozonacul la crescut. Pentru uns pe deasupra avem nevoie de un ou și de nuci. Jumătăți de nuci. Zbatem bine ouul. Ungem cozonacul cu ou. Punem pe deasupra jumătăți de nucă. Preîncălzim cuptorul să fie cald. Îl dăm la cuptor la 180 de grade, circa 50 de minute. Cozonacul este gata, este foarte pufos, un cozonac fără frământare, fără mult efort, cu un rezultat ca și cel frământat ore și ore. Sper să vă placă această rețetă și vă mulțumesc! La revedere și vă mai aștept!